Bună dimineața! Iar ne-am despărțit de Isus în curtea templului și ultimele cuvinte nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Ne invită să mergem la esență, să nu rămânem la suprafața lucrurilor. Ceea ce urmează este un exemplu perfect de noi la suprafață. Și vreau să spun că ceea ce urmează este un episod scurt, o conversație în curtea templului, un fel de de, de zvon, de, de folclor, dacă vreți, dar reflectă foarte bine o anumită stare a minții, o anumită psihologie în lumea religiei, pe care trebuie să o depășim ca să nu la suprafață, să nu-și degădu băpății Despre ce este vorba? Niște locuitori de sălbăni ziceau, nu este la cera pe care căutați să-l omoare, deci este foarte clar că se știa că ei vreau să-l omoare pe Iisus și totuși, iată că vorbește pe față, și ei nu îl fac nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul? Ferește că autoritățile de la Templu nu i-au făcut nimic pentru că erau politicieni, pentru că își calculau bine mișcările și deau seama că ar fost politic incorrect să-l să aresteze pe Isus atunci când el era la un vârf de popularitate dar pe de altă parte intenția de a-l rămânea. Și aici este prima orbire, prima judecare la suprafață. Faptul că iudeii nu acționează imediat și probabil că iudeii, ca orice conducător al de toate timpul, și să, zâmbe, să afișeze un zâmbet, să vorbească blând, să își ascunde intențiile, să folosească fraze fariseice, să fie diplomați, I-au înșelat -au, au, -au pe oameni din popor cu privire la intențiile lor. Și exact ce spune Isus acum? Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Nu rămâneți la suprafață. Mergeți la esență, nu face poporul. Mai întâi, nu înțeleg motivele conducătorilor lor religioși. În al doilea rând, se întreabă dacă nu cumva conducătorii religioși au acceptat că Isus este Hristosul. Și apoi, tot e răspuns. Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Aici este culmea absurdității. Poporul bănuiește că s-ar putea ca iudeii și elita templului să-l fie acceptat pe Iisus ca Hristosul, ceea ce este fals. Dar în același poporul știe că el nu este Hristosul. Și pe ce se bazează informația lor? Pe faptul că atunci când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Ce mi se pare e, interesant este această expresie, dar noi știm. Pentru că dacă întrebați pe un membru al oricărei biserici, e, și vreau să spun, hai să, să, să folosesc un procent pe 98% din membrii oricărei biserici dacă îi întrebați și întrebați despre convingerile lor religioase răspunsul care chiar dacă vine expresia verbis în esență este dat, este noi știm în sensul că cei mai mulți oameni care cred ceva, care au o convingere religioasă nu merg la rădăcinele ei nu știu de ce cred ceea ce cred. Noi știm. În sensul că ei au, iau adevărul lor religioasă ca fiind axiomatice. Nu se întreabă dacă ar putea sau nu să fie adevărate. Noi știm. Acest noi știm implică puterea prejudecății, de fapt. Și vine exact în conflict cu, cu ceea ce am spus mai uh, înainte. Nu judecați după înfățișare, versul 24, ci judecați după dreptate. Adică nu rămâneți la idei preconcepute, nu rămâneți la folclor, la, uh, nu rămâneți la uh, mituri și legende urbane, ci mergeți la esență. Uh, a merge la esență este inconfortabil. Zice, nu credeți, cine sunt amare. Atunci când mergi la, la rădăcina convingerilor paralelige, nu știu cât s făcut-o. Foarte puțin a făcut-o. Când mergi la rădăcina lor, când te întreb de ce cred eu ceea ce cred, care a fost rolul educației mele din familie? care a fost rolul societății, al părinților, al bisericii, ca să, să dească această credință în mine. De ce biserica mea a crede ceea ce crede? Veți descoperi că multe dintre certitudinile pe care le-am se clatină. Și atunci intervine altceva. Atunci mergem după adevărul de certitudine. Trebuie să săpăm mai adânc, să judecăm după dreptate, să ne examinăm sinceritatea motivelor, să mergem la esență. Și vreau să spun că este un drum care merită făcut, dar puțin oameni îl fac, pentru că pentru cei mai mulți oameni a merge la rădăcinile propriilor convingeri religioase însemnează uh, o privire aruncată în prăpastie. Însemnează uh, să descopere că, că sunt în gol. În, Într-un de, film de desene animate, rățeiu Donald aleargă pe marginea unei stânci și apoi trece de muchea stânci și largă mai departe suspendată nimic și dintr-o dată realizează, să uită, și realizează că este suspendat în gol și nu se prăbușește. Cam așa se întâmplă cu religia și mai mulți oameni. ei de fapt au trecut de, 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 de marginea stâncii. Ei n-au nimic de desubt. Și când realizează că nu nimic, se prăbușesc. Psihologic vreau să zic. E bine, nu este de mirare că este un mecanism defensiv care caută să le răstignească pe cel care îl îndeamnă pe om să privească în sine și să realizeze această lipsă de temei a convingerilor lui. Așa că, cum spun, noi știm că atunci când va veni Hristos, nimeni nu va ști de unde este. Ei nu examinau care sunt rădăcinile acestei prejudecăți și nici nu are rost. Rădăcinile ei constau în enorm de bogatul folclor religios iudaic din, din, secolul 1 după Hristos. Uh, practic numai după ce s-a scoprit de la moartea, de la Marea, manuscris de la Marea Moartă, cum rad, în, 18, în 1100, 1947, am realizat noi câte versiuni și câte legende și câte mituri circulau în Iudea în secolul 1 cu privire la Mesia. Așa că oamenii, pentru că o majoritate anume crede ceva, ziceau probabil că oamenii știu ei de ce cred ceea ce cred. Și creau și ei la fel. Uh, și Iisus pe când învăța pe norod în templu striga. E foarte interesant că aici Iisus striga. Deci, uh, de ce a strigat Iisus? Uh, faptul că Iisus a ridicat vocea uh, este un răspuns la, cum să zic, strici când cineva este surd, ca să zic așa. Uh, strici când cineva nu ascultă la raționamentul tău. Uh, Iisus a vorbit logic și rațional oamenilor și oamenii n-au auzit strigătul lui Isus este o încercare te a te prin urechi surde. Mă cunoaște și mă știți de unde sunt. Eu nu am la mine însum, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Deci argumentul lor este că când va veni Hristos, nimeni nu va ști de unde este. Și Isus le ia argumentul. Era o idee, o prejudecată. Vechiul Testament, profețiile mesianice, spuneau de unde vine Mesia. Nu trebuie acum să, să elaborăm pe, pe marginea acestei teme. Dar ceea ce vreau să spun este că Iisus le-a luat ideea. Ok, când va veni Mesia, nimeni nu va ști de unde sunt. Într-adevăr, așa și este. Pentru că voi nu știți de unde sunt. În sensul că cel ce m-a trimis este adevărat, fiindcă eu n-am venit de la mine în am venit de la cel ce m-a trimis și voi nu-l cunoașteți. Observați că Iisus nu folosește nici expresia Tatăl, nici expresia Jehova, nici Dumnezeu. Era mai multe expresii pe care le putea folosi în aramaică. Iisus folosește expresia Cel ce m-a trimis și voi nu-L cunoașteți. Deci le spun eu de că cu toată folclorul lor religios și cu toată teologia lor populară, ei nu aveau nici mai mică idee despre natura lui Dumnezeu. Și ca atare, într-adevăr, ei nu știau de unde vine Mesia, pentru că Mesia a fost trimis de un Dumnezeu pe care ei nu-l cunosc. Ca atare nu-l pot aprecia pe Mesia, nu-l pot înțelege, nu-l pot primi. Pentru că el este trimisul unui Dumnezeu pe care nu-l cunosc. Dar pe de altă parte, Iisus spune, tocmai acesta este argumentul în favoarea mesianității mele. Fiindcă voi și vă recunoașteți când va veni Mesia nimeni va de unde este. Foarte bine, eu sunt de, undeva, de unde voi nu știți. Pentru că eu vin de la un Dumnezeu pe care vă nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc că și vin de la el și el m-a trimis. Deci Isus spune între noi și între mine și voi, nu poate exista numitor comun de aceea și strigat. Vreau să spun că argumentezi, raționezi atunci când, după metoda socratică să zic așa, atunci când există un punct comun, Socrate argumenta, punea întrebări, primea răspunsuri, pentru că exista o, o, bază comună de gândire. În cazul lui Isus, ruptura constă în faptul că el îl cunoaște pe Dumnezeu și iudei nu l cunosc. Dacă iudei l-ar cunoaște pe Dumnezeu, l-ar recunoaște pe Dumnezeu în persoana lui Isus. Pentru că nu-l cunosc pe Dumnezeu, singurul argument pe care îl poate aduce este chiar argumentul lor. Noi nu știm de unde vine, așa că nu este Mesia. Tocmai Noi, meritați, noi știm de unde vine, așa că nu este Mesia. Și răspunde, nu. Voi nu știți de unde vine, că nu cunoașteți cel ce mă trimis, așa că eu sunt Mesia. Uh, uh, răspunsul. Uh, e foarte interesant reacția norotului. E că tot de -l prindă și nimeni n-a pus un apel, căci încă nu i s-a ceasul. Acest ei căutau, deci să-l prindă, trece acum de, de reacția mulțimii la elita fariseilor și saducheilor de la Templu, care își urmăreau în continuare planul de a-l prinde pe Isus. Deci oamenii au impresia că ei nu vor să-l prindă, dar ei căutau încă să-l prindă, numai că Ioan ne spune nu-i sosise ceasul din punctul lor de vedere, făceau și calcule politice. Din punct de vedere al mulțimii, nu vreau să-l prindă, că așa este mulțimea. Ea judecă totdeauna la suprafață și în relații imediate de cauză și efect, nu intră în adâncime. Dar din punctul de vedere al Ioan, al evanghelistului, nu isosise încă ceasul. Isus mergea înainte conform unui plan prestabilit. Și acum, aici este o idee foarte interesantă. Isus știe de unde vine și interesant că însăși capitolul, capitolul 7 uh, se învârte jurul acestei idei. Uh, Isus știe de unde vine, Isus știe unde merge, știe că a fost trimis de Dumnezeu. Din cauza asta știe că încă nu am încă ceasul. Mulțimea nu știe de unde vine, fiindcă nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și uh, iudeii nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu înțeleg de unde vine, nu înțeleg planul lui Dumnezeu, fără să-și dea seama. Ei joacă în, după regulile făcute de Dumnezeu, cu alte cuvinte, ei merg în contextul acestui plan făcut dinainte și îl împlinesc fără să-și dea seama. Aici este o idee foarte importantă, anume în contextul Evangheliei după Ioan. Voința lui Dumnezeu apare ca fiind imposibil de Imposibil de învins, imposibil de contrazis, deși omul este liber să acționeze împotriva ei sau să se alinieze cu ea. Ceea ce ideea lui Iisus Victoria asupra acestei împotriviri a gloatei și a ideilor este ceea ce profeților le, le dădea o cale a victoriei în secolul VIII împotriva mențirea sirienei, de exemplu, anume că există un plan al lui Dumnezeu, dincolo de contingență, care nu va fi niciodată zădărnicit. Și sus merge cu acest plan, dincolo de ceea ce este contingent, care nu poate să fie zădărnicit, chiar dacă asta implică împotrivere și suferință. Iudeii nu cunosc acest plan, îi se împotrivesc și chiar dacă au câștigul imediat, ei în ultima instanță sunt condamnați și vor pierde. Aceasta este o idee care aș vrea să rămân cu ea în ziua aceasta, care este o idee extraordinară. Anume de a te raporta la ceva ce este deasupra contingentului și cotidianului, și ceea ce ține de, de o voință divină perfectă și de un plan universal al vieții și al existenței. Și în acest pe acest plan nu există înfrângere și eșec. Și aceasta ceea ce ne-a arătat Isus este cum acest plan veșnic, universal, această voință divină de neînvins poate fi adusă în viața de fiecare zi, așa cum a adus el, o putem aduce și noi. Vă mulțumesc, ne revedem în La revedere!